Cei 12 elevi ai școlii numărul 9 au plecat la drum cu gândul că experiența le va fi de folos pe viitor. Au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca profesorii și părinții să fie mândri de reprezentația lor. Așa se face că au ieșit pe locul al doilea la un festival național, unde au participat zeci de ansambluri și mii de dansatori din toată țara. A fost foarte frumos, mie mi-a plăcut, m-am simțit foarte emoționată când am urcat pe scenă. A fost foarte frumos. A fost prima dată, a fost emoționant, când am văzut că ne aplaudă lumea și a fost foarte frumos. N-am avut emoții. Totul a fost ca și la repetiții. Te gândeai că o să luați locul al doilea? Nu. Locul întâi la competiția de la Slatina a fost câștigat de un ansamblu profesionist care a obținut marele premiu la un concurs care s-a desfășurat la Los Angeles. Profesorii care au învățat jocul popular pe micii călușari severineni au rămas surprinși de evoluția acestora. Am primit această invitație cu 3 săptămâni înainte. Ne-am bucurat pentru invitația primită pentru că noi am reprezentat județul Mehedinți, fiind singura formație de căluși din județul Mehedinți. Nu eram sigur dacă va merge așa de bine cum au reușit să meargă. Putea să se încurce în dans, cum se mai întâmpla la repetiții, dar de faptul că au mers bine, m-au podedit lacrimile, pur și simplu. Elevii școlii generale numărul 9 sunt obișnuiți cu astfel de competiții de dans pentru că participă frecvent la acest gen de concursuri. De la Slatina s-au întors cu diplome, dar așteaptă un premiu surpriză promis de organizatorii concursului.